Punem la cătul pe tot, dar înainte profităm cât se poate. Aceasta ar fi directiva după care se ghidează cei ce ne conduc. Ne referim în cazul de față la închiderea minelor necompetitive din Valea Jiului. Cele trei unități miniere ce își vor înceta activitatea până în anul 2018 sunt Petrila, Paroșeni și Uricani. Dar până la închiderea definitivă a acestor unități miniere, statul trebuie să se asigure că sunt profitabile. Viabilitatea în cazul de față este doar pentru statul român, care va percepe o redevență pentru resursele minerale exploatate din subsolurile României. O Românie bogată, dar sărăcită. Cele trei mine necompetitive incluse pe programul de închidere beneficiază de subvenție tocmai pentru închidere, însă statul pune pir pe aceste bogății ce vor fi uitate în măruntaiele subteranelor din Valea Jiului. Ajutorul de stat este pentru minele necompetitive, pentru închiderea acestora, conform regulamentului 787, emis de Comisia Europeană în 2010, iar redevența este a statului român, este o exploatare a resurselor minerale din subsolul României, care, sigur, fac obiectul fiscal al națiunii. Redevența percepută de statul român înseamnă bani mai puțin pentru companiile care exploatează resursele minerale. În cazul de față, Societatea Națională a Huilei și Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului. Nu înseamnă decât o sumă din bugetul de venituri și cheltuieli ale societăților, care vizează exploatarea Huilei din subteran, din Valea Jiului. Este o altă formă de a prelua anumită sumă financiară din cadrul celor două societăți pentru, sigur că da, a justifica într-un mod concret activitatea de extracție. Însă acest lucru nu duce decât la diminuarea resurselor financiare ale societăților și implicit o chestiune legată economic între societate și, sigur că da, salariați. Guvernul va impune firmelor cu activități de extracție, exploatare și comercializare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, o taxă specială de 0,5% aplicată la veniturile luate în calcul la stabilirea cifrei de afaceri, taxă valabilă pentru intervalul februarie 2013-decembrie 2014.